Wilson, este legat și sacul. Tornați benzină pe el. Asta mai este. Cele două asistente și-au terminat treaba, sunt rugate pentru siguranța lor să coboare de pe scenă. Și acum pompierii vor turna benzină pe această cutie în care se află Andrei. Andrei, ești bine, da? Ok. Stai mă, tu și pe mine, dai foc. Eu n-am nicio asigură, nu asemna nimic. Ușor, ușor, nu ne grăbim. Repet, niciun pompier nu va stinge până nu-i spun eu. Orice risc. Am discutat foarte mult cu Andrei, am pregătit acest moment în amănunt, sperăm să iasă. Ai turnat și înăuntru? Asta nu mai e pompier, e sadic. Miroase la benzină. Adă-mi sticla asta. Despre-i capacul. Să mă duc aici la public. Mirosiți, miroase la benzină? Da? De fapt, o să se vadă și după cum arde. Ok. Suntem pregătiți? Stai așa să mă șterg. Am o rugăminte, asistentele. La rugămintea pompierilor. Pentru a avea cât de cât siguranță ceea ce se întâmplă aici. Pânza asta e foarte ignifugă. Vă rog să scoateți pânza. Da? Înainte de a da foc. Da, scoateți-o. Îmi pare rău că vă stric regia, că m-au rugat, au și cât de cât responsabilități în această piață. Atenție, stai așa să pregătesc cronometru. În clipa în care ai pus flacăra, am dat drumul la cronometru, un minut și jumătate. Hai! Din clipa asta arde cu flăcări destul de puternice, au trecut 10 secunde. Totul este în regulă. Andrei, este ok? Ok. Deocamdată e bine, n-au trecut decât 23 de secunde. Vocea lui părea calmă. Cam dobărește pe aici. Era calm. Mai toarnă benzină! Da. 39 de secunde, 40 de secunde. Să știi că mai poți să torni dacă nu arde calorii. Fii mai sadic. Este un lemn foarte puternic. Așa, foarte bine îi faci. Dă-i foc acolo. Încercați înăuntru arde. Și un minut. Ar trebui să iasă acum în 25 de secunde. Cutia arde cum arde, că văd că nu este lemnul, dar înăuntru s-a băgat foc. Andrei, mai sunt 15 secunde. Poți să mai prelungesc? Ok. Nu-l scot, nu-l scot. A zis să mai stăm. 1 minut 25. Nu, nu. Mai lăsați-l. A zis să mai stăm. 1 minut 32. Îl băcați până la 2 minute. Andrei, mai lăsăm, da? Ok. 1 minut 43. 44. 45. Încă 15 secunde. Fiți pregătiți, pompierii. Atenție! În 10 secunde stingem repede, veniți aici aproape. Hai, prelungit. 53, 54, 55 secunde. 4, 3, 2, 1. Stingeți, stingeți, stingeți. Repede, repede. Stinge. Mai lasă. Hai. Gata. Focul a fost stins. Focul a fost stins. Încă-n grăba. Băi, ce bagam. Ce se întâmplă sus? E semnal de luptă al pompierilor. Vai cât fum e acolo. Iată, văd niște pompieri care vor coborî în rapel. Sunt foarte multe momente în care ei apelează la această metodă pentru a salva vieți. Nu întotdeauna scara folosește.
nu întotdeauna a fost folosit salteaua, cum am văzut în filme. Poți avea o victimă care e foarte în vârstă și nu poate sări de la înălțime și apelează la această metodă extrem de dificilă, dar pentru care s-a antrenat foarte mult. Se suferă și un pic de el. Așteptăm să coboare rapel cu potențial la victimă. Iată, un procedeu extrem de greu, trebuie protejată victima, trebuie să ajungi repede la sol. Trebuie să protejezi și geamurile vecinilor. Aplauze pentru pompierii care se află acolo. Nu este ușor să lucrezi la înălțime. Și când ai ieșit, mă, înainte să dea decorul, mă. Ai ieșit acolo. Dă decorul ăla jos. Ce se întâmplă aici? Cum nu e? Andrei nu mai este în cutie. Uite-l mă sus! Doamnelor și domnilor! Harry Potter! Este chiar Andrei Teasca! Harry Potter! Nu știm cum a ajuns acolo! Este secretul lui și al pompierilor! Aplauze pentru acest moment extraordinar! În colaborare cu ISO! Pompierilor, intri în flăcări,